Lecția 6, partea 1. Ca și până acum, la începutul fiecărei lecții vă prezentăm substantive noi. Le travail. Munca, lucrul. La musique. Muzica. La danse. Dansul. Le concert. Concertul. Le sport. Sportul. La promenade. Plimbarea. La mer. Marea. La montagne. Muntele. La campagne. Țară, sat, regiunea. L'ami. Prietenul. L'ami. Prietena. Le frère. Fratele. La sœur. Sora. Le livre. Carta. Le cahier. Caietul. Le crayon. Creionul. Le stylobie. Pixul. Le sac. Geanta. Să folosim acum noile cuvinte în propoziții. Tu vas au travail. Mergi la servici. Elle admire la musique. Ea admiră muzica. Pierre va au concert. Petre merge la concert. Nous regardons la danse à l'opéra. Privim dansul la opera. Marc regarde le sport à la télé. Marc privește sportul la televizor. Paul va se promener avec une amie. Paul merge la plimbare cu o prietenă. Les parents vont à la mer. Părinții merg la mare. Les enfants admirent les montagnes. Copiii admiră munții. Nous visitons la campagne. Vizităm regiunea. Le frère cherche la sœur dans le jardin. Fratele caută sora în grădină. Tu achètes un grand livre. Cumperi o carte mare. L'ami montre le cahier rouge. Prietenul arată caietul roșu. Le crayon et le stylobie sont dans le sac. Creionul și pixul sunt în geantă. Să verificăm acum dacă ați reținut cuvintele noi. Traduceți în limba franceză următoarele propoziții. Locuiesc la țară. J'habite à la campagne. Mergi repede la servici. Tu vas vite au travail. Ascultăm concertul la radio. Nous écoutons le concert à la radio. Fratele privește sportul la televizor. Le frère regarde le sport à la télé. Sora merge la mare. La sœur va à la mer.
Voi admirați munții în Franța. Vous admirez les montagnes en France. Petre cumpără cărți frumoase în magazin. Pierre achète de beaux livres dans le magasin. Prietena caută caietul verde și creionul galben sub masă. L'ami cherche le cahier vert et le crayon jaune sous la table. X-ul nou este în geanta mare. Le nouveau stylo B est dans le grand sac. Ascultăm muzica împreună și privim frumosul dans. Nous écoutons ensemble la musique et nous regardons la belle danse. În continuare, ascultați cu atenție următoarele propoziții. Mon livre est sur le bureau. Cartea mea este pe birou. Ma mère et ma sœur sont à la mer. Mama mea și sora mea sunt la mare. Ton livre est dans mon sac. Cartea ta este în geanta mea. Son ami est grand et beau. Prietenul lui este mare și frumos. Sa maison est belle, son jardin aussi. Casa lui este frumoasă și grădina de asemenea. Încercați să traduceți propozițiile care urmează. Tatăl meu și sora mea merg la țară. Mon père et ma sœur vont à la campagne. Grădina ta este mare și frumoasă. Ton jardin est grand et beau. Creionul său este în geanta ta. Son crayon est dans ton sac. Suntem în grădina mea cu mama sa și cu tatăl tău. Nous sommes dans mon jardin avec sa mère et ton père. Prietenul lui merge la concert. Son ami va au concert. Sora mea și fratele tău se duc împreună la plimbare. Ma sœur et ton frère vont ensemble à la promenade. Iată câteva verbe noi. Aimer. A iubi, a-i place. Préférer. A prefera. Détester. A detesta. Adorer. A adora. Să folosim verbele în propoziții. J'aime ma mère. O iubesc pe mama mea. Tu aimes la mer. Iubești marea. Les parents préfèrent la montagne. Părinții preferă muntele. Ton ami déteste l'opéra. Prietenul tău detestă opera.
Paul adore le sport. Paul adoră sportul. Nous aimons aller à la montagne. Nouă ne place să mergem la munte. Vous détestez le travail. Voi detestați munca. Les hommes adorent les belles voitures. Bărbații adoră mașinile frumoase. Sophie aime beaucoup la musique. Elle aime aussi la danse. Sofia iubește mult muzica, ea iubește și dansul. Il préfère les chats aux chiens. Ei preferă pisica câinelui. Marc préfère son frère à sa sœur. Marc preferă fratele său sorei sale. Nous préférons le théâtre au cinéma. Preferăm teatrul cinematografului. Și acum vom învăța câteva cuvinte noi. Un peu. Puțin. Pas du tout. Deloc. Jamais. Niciodată. Chez. La. Ascultați și repetați întrebările și răspunsurile următoare. Aimes-tu l'opéra? Iubești opera? Oui, un peu. Da, puțin. Vont-ils au concert? Se duc la concerte? Non, jamais. Nu, niciodată. Je vais chez Paul. Mă duc la Paul. Marie aime-t-elle le sport? Maria iubește sportul? Non, pas du tout. Nu, deloc. Ton frère, où est-il? Unde este fratele tău? Il est chez les parents. El este la părinți. Regardes-tu souvent la télé? Te uiți des la televizor? Je ne regarde jamais la télé. Nu mă uit la televizor niciodată. Aimez-vous le sport? Iubiți sportul? Nous n'aimons pas du tout le sport. Nu iubim deloc sportul. În exercițiul următor, traduceți în limba franceză răspunsurile la întrebări. Aimes-tu la musique? Da, mult. Oui, beaucoup. Préfère-t-il le concert à l'opéra? El preferă concertul. Il préfère le concert. Où vas-tu? Merg la fratele meu. Je vais chez mon frère. Allez-vous souvent à la campagne? Nu, niciodată. Non, jamais. Aime-t-elle Paul? Nu, deloc. Non, pas du tout. Sophie va-t-elle à la mer? Ea nu merge niciodată la mare. Elle ne va jamais à la mer. Și acum să învățăm câteva adjective noi. Intéressant. Interesant.
Intéressante. Interesantă. Bon. Bun. Bonne. Bună. Gros. Mare, gros, gras. Gros. Mare, groasă, grasă. Mince. Subțire, slab, slabă. Modern. Modern, modernă. Să folosim acum adjectivele noi în propoziții. Je regarde ton livre. Il est intéressant. Privesc cartea ta. Este interesantă. Nous admirons la danse. Elle est moderne. Admirăm dansul. Este modern. Pierre aime sa sœur. Elle est bonne. Petre își iubește sora. Ea este bună. Vous achetez des livres. Ils sont gros. Voi cumpărați cărți. Ele sunt groase. Tu regardes une femme. Elle n'est pas grosse, elle est mince. Privește o femeie. Ea nu este grasă, este subțire. Marie cherche son cahier. Il est mince. Maria își caută caietul. Acesta este subțire. Paul adore une fille. Elle est intéressante et bonne. Paul adoră o fată. Ea este interesantă și bună. Și acum verificați dacă ați reținut adjectivele noi. Completați propozițiile de mai jos cu adjectivele corespunzătoare. Mama ta este bună, tatăl tău este și el bun. Ta mère est, ton père est aussi. Ta mère est bonne. Ton père est aussi bon. Nu-mi place muzica modernă. Je n'aime pas la musique. Je n'aime pas la musique moderne. Petre și Paul sunt băieți buni. Pierre et Paul sont deux garçons. Pierre et Paul sont de bons garçons. Mama ei, lui, este o femeie grasă. Sa mère est une femme. Sa mère est une grosse femme. Fratele tău nu este subțire. Ton frère n'est pas... Ton frère n'est pas mince. În școala mea fetele nu sunt interesante. Dans mon école, les filles ne sont pas... Dans mon école, les filles ne sont pas intéressantes. Mașina ta mare este modernă și bună. Ta voiture est... Et... Ta grosse voiture est moderne et bonne. Cu exercițiul următor, vă puteți verifica dacă ați învățat bine noul material. Traduceți în limba franceză. Îl prefer pe Petre lui Paul. Je préfère Pierre à Paul. Ador muzica modernă. J'adore la musique moderne. Îl detest pe fratele tău.
Je déteste ton frère. Ea nu iubește deloc sportul. Elle n'aime pas du tout le sport. Sportul și televizorul sunt interesante. Le sport et la télé sont intéressants. Prefer muntele față de mare. Je préfère la montagne à la mer. Nu mergem niciodată la țară. Nous n'allons jamais à la campagne. Mama ta detestă munca în casă și în bucătărie. Ta mère déteste le travail dans la maison et dans la cuisine. Prietenul meu își iubește mult munca la țară. Mon ami aime beaucoup son travail à la campagne. Sora sa este subțire. Sa sœur est mince. Ea iubește mult sportul, plimbările și dansul. Elle aime beaucoup le sport, les promenades et la danse. Cartea sa nu este interesantă. Son livre n'est pas intéressant. Seara merg întotdeauna la mama mea. Le soir, je vais toujours chez ma mère. Ești puțin trist. Tu es un peu triste. Casa ta nu este deloc modernă. Ta maison n'est pas du tout moderne. Prietena mea detestă să meargă la petre. Mon ami déteste aller chez Pierre. Prefer creionul tău pixului său. Je préfère ton crayon à son stylo bi. Geanta mea nu este deloc mare. Mon sac n'est pas du tout grand. Lecția 6, partea a doua. A doua parte a acestei lecții o vom consacra aprofundării materialului învățat până acum. Ascultați cu atenție intonația propoziției în limba franceză. J'habite avec ma famille, une grande maison, à la campagne. Mon père aime travailler dans le garage. Mon frère travaille souvent avec le père. Ma mère préfère le travail dans la maison et dans la cuisine. Elle adore aussi son jardin. Le matin, elle est toujours derrière la maison, dans le jardin. Elle travaille beaucoup, mais elle n'est jamais fatiguée. Ma sœur n'aime pas du tout travailler. Elle adore la télé et la musique moderne. Elle déteste le travail et elle est toujours fatiguée. Je travaille un peu avec mon père et aussi avec ma mère. Le soir, nous sommes ensemble dans le salon et nous regardons la télé. Le dimanche, nous ne travaillons jamais. Nous allons au cinéma, au concert, souvent chez les amis. Mon ami Pierre n'est pas du tout moderne. Il n'aime pas les voitures, il déteste la télé. Il adore les livres, les promenades, les montagnes.
Il préfère être seul dans sa chambre et écouter la musique. Il va rarement chez son père et chez sa mère. Il est bon et intéressant. J'aime beaucoup mon ami. Nous allons à la campagne chez Marie et Paul. Marie est mon amie. Elle est grande et mince, mais Paul est petit et gros. Ils habitent une petite maison blanche dans les montagnes. Marie adore sa maison et son jardin. Paul adore son chat et son chien. Ils ne travaillent pas beaucoup, mais ils sont toujours contents, jamais tristes. Mon fils Marc va à l'école. Il n'aime pas du tout l'école. Il préfère le sport. Il va souvent chez son ami Pierre et ils regardent ensemble le sport à la télé. Marc va rarement à l'école avec plaisir. J'aime mon fils, mais je n'aime pas du tout son ami. Il n'est pas un bon garçon. Traduceți propozițiile următoare în limba franceză. Tatălui tău îi place să lucreze în garaj. Ton père aime travailler dans le garage. Voi mergeți împreună la țară. Vous allez ensemble à la campagne. Ei preferă muntele față de mare. Il préfère la montagne à la mer. Preferi sportul muzicii? Préfères-tu le sport à la musique? Detestăm dansul modern. Nous détestons la danse moderne. Maria nu este deloc subțire. Ea este grasă. Marie n'est pas du tout mince. Elle est grosse. Paul își adoră pisica. Paul adore son chat. Detest munca în grădină. Je déteste le travail dans le jardin. Sora ta este interesantă. Ta sœur est intéressante. Ei se duc rar la mama lui. Ils vont rarement chez sa mère. Nu sunt niciodată trist. Je ne suis jamais triste. Îmi iubesc mult fratele. J'aime beaucoup mon frère. Maria este o prietenă bună. Marie est une bonne amie. Ei nu se duc niciodată la prietenul tău. Ils ne vont jamais chez ton ami. Ești un băiat bun. Tu es un bon garçon. Petre caută o carte interesantă. Pierre cherche un livre intéressant. Casa sa nu este deloc modernă. Sa maison n'est pas du tout moderne. Duminica nu sunt niciodată ocupată. Le dimanche, je ne suis jamais occupée. Îți place să mergi singur la concerte? Da, puțin. Aimes-tu aller seul au concert? Oui, un peu. Părinții se duc la hotel la Paris.
Les parents vont à l'hôtel à Paris. Mă duc cu plăcere la Petre. El este mereu mulțumit. Je vais volontiers chez Pierre. Il est toujours content. Admir grădini frumoase în orașul tău. J'admire de beaux jardins dans ta ville. Munca sa nu este interesantă. Son travail n'est pas intéressant. Tatăl meu cumpără o carte groasă, un creion verde și un pix roșu. Mon père achète un gros livre, un crayon vert et un stylo bille rouge. Fiica sa și fiul meu merg împreună la școală. Sa fille et mon fils vont ensemble à l'école. Ea își caută geanta în bucătărie. Elle cherche son sac dans la cuisine. Sâmbătă seara suntem obosite. Le samedi soir, nous sommes fatigués. Duminica, familia mea merge la mare. Le dimanche, ma famille va à la mer. Îmi plac plimbările cu câinele meu. J'aime les promenades avec mon chien. Dimineața voi lucrați repede. Nu sunteți obosiți. Le matin vous travaillez vite. Vous n'êtes pas fatigué. Ei nu se duc niciodată în magazine noi, frumoase. Ils ne vont jamais au nouveau beau magasin. Ca și până acum, la sfârșitul lecției urmează un exercițiu de pronunție. Ascultați și repetați. Ne. Montagne, campagne. E. Frère, père, mère, mère, j'aime, jamais. E. Chez, cahier, préféré, aimer, détester, adorer. U. Musique, pas du tout. On. Mon, ton, son, concert. 1. Intéressant, mince. En, danse, intéressant, campagne.